Am dat play! Fuck și te uiți la bucătării! Oh my god, și eu nu mi-am făcut intro. Salutare la toată lumea, eu sunt Bodis alături de Teo XXH, de Geleu și de Cristi Manolescu și jucăm GTA 5. Facem ceva episoade cum am mai făcut noi în trecut. O să ne distrăm foarte tare pe... nu știu cum să le zic astea, misiuni. Sunt niște misiuni în GTA. Vedeți că începe jocul, Începe jocul. Practic sunt cam singur în echipă pentru că e la bucătărie! Acum s-a dus la Eu bucătărie. ce carabină. E perfect ok. Cumva luăm mașină și ne batem între noi, ne bușim și de-astea? Nu, nu, nu. Deci, fraților, în caz că nu știți ce e chestia asta sau sunteți domnul Cristian Manolescu, în acest minigame voi aveți niște mașini și trebuie să-i doborâți pe băia de sus care încearcă adică să pe vă noi omoare. Și toți veniți la mine aici. Trebuie să bușim cu mașini. Da. Cred că, da, nu, trebuie, în minigame-ul ăsta trebuie să bușești containerul de sub. A, și o să se spargă, sau? Da, și o să rămâneți foarte... Mă, într-un singur complet. Ok. Te rog, nu fă asta, pentru că este la bucătărie și dacă ești un gentleman adevărat, nu ai sparge chestiile de sub noi și ai aștepta să vină și ea de la bucătărie și apoi să ne jucăm. Noi avem sniper între timp și aș putea să trag una în cap. Fă nesimțit-o, pe cine am minunit cu sniperul? Nu, 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 te puși, te puși, te puși! De ce ești nesimțit? Jack! Jack! Măi, ne simțim, bă! Băieți, știi ce urmează, nu? Ah! Ce bine că Geleu ratează, habar n-are să joace. Ah, nu, tu ratezi! Măi, ne simțim, nu, nu mă pușca, nu mă pușca, body! Body, sunt cu gang-ul casă! Ah! Ce, aproape? Te-am atins? Nu, n-am, nu, a căzut! A rămas de câte o... Ei. Ok. Bă. Trebuie că acum pierdem noi, bă. Da. Da, bă. Bă, sunt început fără mine. Da, ai fost la bucătărie, din cauza asta am pierdut prima rundă. O să mor. Gen, sunt niște containere pe care ei stau și noi cu mașinile trebuie să nimerim containerele ca să le aruncăm de sub picioarele lor. De ce am un pistol? Nu știu. Nu cred că contează prea mult, pentru că trebuie să iei o mașină de asta roșie frumoasă și să mergi și să îi dai. Cum e o armă de jos? Wow. Noi, dacă ai deja clanții full. Perfect, hai să vedem. Bă, eu nu știu din ce direcție. Uite-l! A, uite-l! Uite-o pe nesimțită! Și? 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 Schere! Nesimțită, dracul! Ai picat? Bă, cu cine mă puneți în echipă? Ok, unul e prins în jumătate. Ar trebui să luăm containerul ăla de lângă, doar pentru că altfel nu ar mai putea să se ducă după unul pe altul. Nu tu puți. Nu înțeleg. Trage inimă. Tu trebuie să mergi pe rampa aia și să bușești containerele de sub geleu. Eu încerc să-l văd pe ăla care zice că nu înțelege ca să-l omor. Ce proastă sunt. Haide, Bogdan. Ce? Mai nesimțit-o, containerul cui crezi tu că el arunci aici? Hai că... Uite, geleu, geleu... Uite, așa a plecat și ardea lui. Geleu e prins pe colțul ăla din stânga sau dreapta, mă rog, din ce parte te uiți. Nu, tu ești prins pe colțul ăla, mai nesimțit. Să schimb mașina. Vezi pe cine faci tu colț. Colțul naș. Ții drept. Ții drept și-l iei pe geleu! Ah, aproape. Mai trebuie să mai apeși pe ceva? Nu, doar să accelerezi. Păi știi, Teo, nu trebuie să cobori din mașină că te omor. Deci m-ai lovit în cur! În cur mi-ai tras glunță! Deci în gaura curului! Oh my god! M-ai violat în pana mea! Gele, o să te dobor pentru chestia asta! Nu! A picat gele! O parașută! Ai parașută? Eu am parașută. Ai parașută? Am avut parașută. Ole, toro, toro, toro! Ole! Geleu, geleu! Bun, de data asta trebuie să sărim coarda, gen. Ce? Să sari coarda, pentru că gen o să sară chestiile de sub tine și tu trebuie să sări. Adică știi că sari coarda și tu ca să nu te împiedici de coarte sari? Da, exact. Ha. Mai frumos, tu cine cer să tragi? Mai nesimțit-o, măi! Mai Bogdana! Vezi că cazi! Dar nu-mi poți să mă vin! A căzut și eu! Bă, din prima țintă! Nu cred! Dar nu poți să mă mișc, cum n-ai pe mă mișc? Unde ești? De ce se mișcă așa greu? Păi da, se mișcă foarte greu, nu e ok!
da! Sau caracterul? Caracterul, na, în pana mea, nu știu. Măi, nesimțitule, pe cine încerci tu să omori? Devin, de unde vii? Geleuț, geleuț, vreau să te văd. Nu, nu că geleuț tu la mine, stai departe. Ok, hai, fix aici o să stau. Nimerește containerul, nimerește containerul în care sunt. Și vei câștigi. Cum? Cum m-ai murit amândoi? M-ai murit. A fost unul la unul asta. Ok, ok, nu voi uita și făceam eu între tine. I-am scos pe amândoi. Geleu doar pentru că se plimba a câștigat. Vrei să te mânaier? Vrei să ne mirosim? Sunt în corpul tău cu mașina mea roșie. Vrei să ne conectăm? Sigur. Containerul tău cu mașina mea. Hai să sunete de conectare. Facem sensul giratoriu și tu ce faci? Vrei să eu mor direct cu sniperul? Teo, nu încerca asta. Teo, noi corect. Cam pus eu în caz că nu ne spawna sniper aici sus. Ah, bă, cu ce taci? Bă, ce faci, mai nu cu rocket? Bă, n-ai voie cu rocket! Bă, dacă vă zic că am voie. Dar n-ai voie. Dar și eu am rocket. Bă, jucați corect! Hai fără la... Hai fără la că lancer atunci. Politically correction, my brothers. Fii politicoas, o fănesi. Nu! Oh, nu! Cine a rămas? Ce mai gândit de pussy? Bă, nu crede nici din două părți, bă, ce hai să dăm și pe Cristi jos. Cristi, în ce parte ești? În stânga sau în dreapta? În ce parte vreau? Ești în stânga sau în dreapta, Cristi? O să te distrugem și pe tine chiar acum! Ah, n-am nimerit. Prea jos. Bună ziua și mine v-am găsit la șirul de dumneavoastră, de după amiază cu Vlad Alexandrescu. Fii atentă pentru că o să cazi, o să cazi, am spus! Am căzut, da? Ai căzut? Și suntem la egalitate. Cine câștigă runda asta, câștigă tot minigame-ul, man, ești nebună? Să rupeți butonul de like pentru seria asta, ok? Da, da. Da, o să-l rup. O să-i dau un punct. Bine, bine, buddy, o să-i dau un picior în gură butonului de like. Sau mai bine, și rău nici cu banii. Sau mai bine pur și simplu te joci cu elicopterul ăla prin casă. Și lovesc de monitor. Exact, și o să spargi butonul de like și eventual și monitorul. Da chiar, bă, băieți, dacă mai strânge body, pentru că el are cei mai mulți abonați. Dacă strânge 5000 de like-uri la clipul ăsta, noi o să postăm un clip 2 3 5. Uite pe cine. Omoară. Lasă-mă. Omoară repede. O să postez eu. Dai. Hai 1v1 me. Măi, până m-a spaura jos! A căsut! A căsut! Crist! Ai căzut, mă, ce-i pățit? Bă, nu cred! M-a spaunat efectiv jos că m-am buguit acolo! Vezi că aproape te lovește! Bă, men, dar nu mi se mai duce mașina de sus de sus! Bine! Ei, am câștigat! Că te-am încălcat! M-aș încălcat! Suntem youtuberi, avem drepturi și vrem bani! Copyright pe radio ăsta. Eu cânt peste și nu auziți nimic de mine când ați vorbit peste. Eu sunt în echipă tot cu Geleu, nu? Da. Bun! Vai, nu suport tuburile astea. Ce facem? Avem... Mamă! Da, nu e o rancă, e ok! Mamă frumoaselor! Mamă frumoaselor. E același lucru numai că cu motociclete de data asta. Frumoaselor. Și de ce avem bombe? De data asta nu trebuie să ne dărâm containerul, trebuie să intri direct în noi, cred. Nu, trebuie să aruncăm bombe. Ok, dar o să... Și cum le arunc? E mult mai ușor să vă nimerim. Da, știu, și pentru noi e mult mai ușor să vă omorăm. Nu, pentru noi e mult mai ușor să vă omorăm. Omoară pe Geleu, că deja mă enervează. Du-te mai așa că o să dea cu bombă, bulaciu! Ce backflip a făcut, nu cred. Easy. Nu, mamă, era să cad. De pe scară. Nu. O să dea cu bombă. Hey, fuck, păi nu cum am ferit. Body de feritor. Ferit, eu am o idee mai bună, știi? Scapă de cine e nefolositor. Cristi! Ce vrei?
G, apasă pe G ca să le bubui. Au! Jură-te că tu nu știai asta! Cred că Cristi a avut o grămadă de bombe plasate acolo și abia acum a detonat. Bine că mi-ai zis. Nu cred. Mamă, nu aveam o bombe acolo pentru toată familia. Bun. Asta movia ta. Și eu ia pe asta. Asta trebuia să fie RPG-uri. Da, țineți click dreapta apăsat ca să puneți sinta. Și pe click o lași. Practic 3, 2, 1. Ah, nu știu să. Ah, nu știu. Am înțeles, e mai dificil ca game modul trecut. Dar e puțin mai greu pentru că deci tu ești mai greuț să mai gras, să mai ții apăsat. Ce facem? Body să explode. Yo, atac cu sticky bomb și am pușcat sticky bomb din aer că era lângă el. LOL! LOL! Bun, hai. Ține click dreapta. Deci click. Și click stânga când ajungi și la... apasă și apasă pe G. Da, cred... Nu pe F! A, n-ai murit nu pe F! Pe G! N-am murit, mă! Stai, că am uzat! Hai că te las, hai de vino! Stai! Deci, cu click dreapta pui ținta când ești în aer și cu click-ul normal... Și pe F te arunci după motor! Aruncat-o jos lângă tine. Ia apasă pe G. Hai. Calcă cu motoreta. Nu cred. Super, am câștigat. Vedem. Regia intra cu gam. 5.000 de dolari cu clip. Voi cât face? Cât ați făcut în ultima lună? Eu am făcut 10.800. 13.500. $1,000,000. De dolari? Am făcut $1,000,000 de dolari. $1,000,000. Ce ți-a adus? Ce ai primit? Un BMW. Io? Io? Pa! Ați luat damage? La mine? Am dat 3. Lasă-l că plânge. Nu mai plânge Bogdan. Bună, Teo. Vezi că e legat-i? Bravo. Rămas Cristi. Mă, easy. E a doua oară când Cristi rămâne și câștigă din cauza pentru că el se plimbă. De fapt, prima dată cred că GD. Nu, a fost invers, că am mai câștigat un meci așa și de rău se plimba. Echipa voastră numai pe blaturi și pe chestii dubioase câștigă, ok? Facem pișii să mai nu știi ce e asta. Unul stă și unul muncește stilul românesc, ok? Și merge. Gen unul face tema și nu o copiază. Și acum o să vă arăt schema mea. Cine am pregătit-o acestor doi youtuberi. Schema 13 pe suport. Am găsit bani pe tu. Nu, de ce? Ce rundă ușoară. Trebuia să facem același lucru. Am apăsat pentru că G-ul este lângă F. V-ați prins, apăs din greșeală. Da, G-ul e lângă F, ce mereu. Da, de-aia săreai mereu de pe motoretă. Bă, da, deci cam mai băgăm un off camera. Cam asta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de butonul de like. Aveți canalele lor în descriere cu episoade și de la ei. Ciao, pa.